Vești proaste pentru contribuabilii din Petroșani. Prima zi a noului an va aduce creșteri de taxe și impozite. Consilierii locali de la Petroșani au aprobat în ultima ședință a Consiliului Local indexarea taxelor și a impozitelor cu 16%. Astfel, începând cu anul 2014, petroșănenii vor plăti taxe și impozite mai mari. În ultima ședință a Consiliului Local s-a aprobat creșterea impozitelor și taxelor locale cu 16%. Asta deoarece în anul 2013, pentru că primăria nu a înregistrat arierate, am putut să menținem nivelul impozitelor și taxelor pentru anul 2013 la nivelul celor înregistrate în anul 2012. Însă această derogare era valabilă numai pentru un an fiscal, era vorba despre 2013, astfel că începând din 1 ianuarie 2014, într-adevăr, vom fi obligați să creștem impozitele și taxele locale conform hotărârii de guvern. Pentru contribuabil, creșterea taxelor și a impozitelor nu înseamnă un lucru bun, însă pentru bugetul local. Teoretic, exact, înseamnă mai mulți bani în condițiile în care ne-am raportat și la același grad de încasare. Anul acesta, municipiul Petroșani a fost singura localitate din Valea Jiului unde nu au fost majorate taxele și impozitele locale. De anul viitor, situația însă se va schimba.